Salutare tuturor, eu sunt The Link, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi frățiorul nostru, Gajukit Virgil, scoate o nouă piesă cu mai mulți prieteni, cu Gio și toată gașca nebună de acolo, de la Oradea. Efectiv, aseară am primit mesaj de la el, deci mi-a zis în felul următor: bro, mâine o să plângi, deodată, eu nu știam ce se va întâmpla, hai să vă atașez și vouă imaginea, o să plângi mâine, bro. Eu zic eu, de ce? De fericire, nu? Gen, o piesă am scris cu Gio și cântat, motiv pentru care m-am bucurat, pentru că știu că Gio scoate piese de ceva timp, am mai distribuit și eu pe Instagramul meu, sper că ați văzut mulți dintre voi, dacă nu o să mai pun un canal în descriere, mergeți pentru că băiatul este super cool, este la început de drum și merită să aibă puțină susținere acolo și o să continuă el să-mi spună: o să plângi când o să te vezi, suntem toți. Deci în piesa aia apărem cu toții, toți prietenii lui, probabil și Colo și toată gașca de acolo de la Oradea. Chestia asta mă bucură. Totodată mi-a scris el după, dar n-am mai pus eu în poză, că generau mai multe lucruri. Mi-a spus el că am și un vers, mi-a dedicat un vers, deci motiv pentru care mă bucur și mai tare. I-am cerut link, dăm de pe acum să o văd. Mi-a zis că încă nu e gata, ai răbdare, nu a văzut nimeni, nu știe nimeni nimic. Deci, uite, eu sunt acum cu YouTube-ul deschis. O să mergem acum pe premieră. Ia să vedem, dăm aici pe desktop. Așa, și bam, uite, vedem aici. A început premiera, deci mai avem un minut și puțin de așteptat, stai să pun eu Discord-ul, ăsta Discord-ul, doamne, am emoții, jur, nu-mi găsesc cuvintele, să pun OBS-ul pe celălalt monitor. Mamă, este chat-ul full, eu i-am dat like deja de ieri, de când a programat premiera, că a programat undeva seara. Dacă pornesc aici sunetul, este sunetul ăsta de premieră, deci n-are rost, o să mai așteptăm, hai să vedem, să scriem și noi aici mesaj, hai, gajule... Suntem aici forță Oradea. Bă, de-abia știu, uite, să se strângă frații mei. Aici suntem. Bă, mai e un minut, deci credeți-mă, am emoții. Dați și voi like la clipul ăsta dacă vreți să mai facem astfel de reacții la clipuri. Trebuie să-mi pun și o căștile să aud că ceva când o să înceapă piesa. Mă, băieți, până începe piesa vreau să vă anunț că mâine la ora 7 seara, la ora 19, o să postez un clip genial cu GTA 5 online. Am făcut iar grupa de băjeți și am făcut multă caterincă, deci să nu uitați cei care vedeți acum clipul. Mama, mai rămas puțin. Cei care vedeți acum clipul ăsta, mâine la ora 19 să vă așteptați să apară clipă cu GTA 5 online, pentru că știu că YouTube-ul nu trimite notificări și de asta vă spun și eu de pe acum, ca să vă porniți voi telefoanele, să vă activați notificările, să verificați toate lucrurile astea. Hai mă să dăm un pic așa pe premieră cu sunet. Ia să dau eu sunetul mai încet de la mine de aici. Așa. Mamă, 10 secunde aproape. 10 secunde, stai să reglăm aici. Uite, cred că e bine așa. Mamă, deci aveți și voi linkul către piesă în descriere, să mergeți să dați un like. Deci eu de-abia știu versul meu, versul despre mine și tot să văd. Ia. Stai, dă mai tare. Mamă, șeptarul ăla de la avut. Gajukit, Fagio și Dam, prietenie. Uite-l pe Pain. Uite-l pe Gio. Sau nu, stai, n-am văzut bine. Asta e Gio care cântă. O pasiune ne-a legat, că mă uit în lume, văd că te-am realizat. Bă, un cutiră, ești prost? Prietenie, un cuvânt ce leagă mai ceva cu amintire. N-am cum să spun cum. Oh my god, de la meeting-uri. Frații mei rămân. Pasiunea ne-a legat pe toți. Ai crezut că-i doar moment de nebunie. Mamă. Avem o pasiune ce ne face frați. Și ce dacă nu-i cunoști. Uite-o pe mine la meeting-ul ăla. Că ieri eram copii, vedeam tare în difuzoare. Gajukit îl știe ăla cu multă mutare. De când sună bine, rău. Pe același film. Gajul bros, n-avem cum. Uite-mă, să ne. Uite-mă iar pe mine acolo. Prietenie. Noi suntem. Hai că sună bine, mă, sună blană. O pasiune ne-a legat. Când mă uit în urmă, văd că te-am realizat. Uite-l pe Castorul. Mamă, bă, n-am cum să spun cu bune și cu rele, tot frații mei rămân. Deci neapărat bros, stați boss, like. Trăim în close calls, când se lasă seara, frate, ne găsești la donuts. Se învârte roata, dar noi nu schimbăm placa. Văd fumul din cauciucuri și simt mireasma. Dar desenez opturi în pub. Băi, ești super vit de pe fundal, jur. Aici că m-a luat vraja, făcut sa pe accelerație și frâna de mână. Stau cu băieții mei și mai trece o săptămână cu băieții mei. Ce dacă cântă și Virgil? Ne-am găsit în pasiunea asta, facem tot ce vrem.
la volan la ieșire, o suntem razna. Uite supra când a luat-o. Ne-am găsit în pasiunea asta, facem tot ce vrem. Mamă, ți-e mic, era și ziua aici. La București, aici e vorba de motoare și de fier. Nu o las mai mult, salt un caracter. Explodează, nu ne doare, am forjat destule roți. Auzi tu cum sună, dă lumea cu sus în jos. De la stil la forja, de la sport la anturaj. Știi cum a început, știi ce-am realizat. Mamă, dă vecină cu pormașina fix acum. Driftul m-a salvat, la volan mai mereu îi dau toi și-am. Mamă, dă vecină cu pormașina, nu-l cred. Fix acum. Blană piesa, bă, blană, blană, rău de tot. Deci neapărat mergi și băgați un like. Mamă, vine să mai ascult o dată. Deci îmi vine să mai ascult o dată. Da, forță, rău de tot. Mamă, am rămas fără suflare la anumite părți din ea. Deci replay, jur că venea să mai dau o dată, jur de nu. Îmi venea să mai ascult toată, deci neapărat link în descriere. Mergi și băgați și voi un like la piesă. Tare rău de tot. În 15.000 apare reacție la mine. Da, mă, băieți, gata cu acest clip. Este un clip fresh, l-am vrut să facem așa, să fim primii care îl pun pe YouTube cu reacție la melodia lui Virgil. Neapărat dați și voi un like la clipul ăsta dacă vreți să strângem cât mai multe like-uri pentru viitoarele episoade. Și mâine, la ora 19, clip cu GTA 5, când vă garantez o să vă spargeți de râs. Este o compilație cu mai multe momente amuzante cu băjeții din echipa noastră acolo pe GTA 5 online. Poate te alături și tu data viitoare în echipa noastră. Hai, ne vedem mâine și totodată ne vedem și la live, că în 45 minute începe live-ul. Gata, nu mai lungesc mult, pa, pa!